Patru mașini lovite și trafic blocat mai bine de o oră. Acesta este bilanțul unui accident rutier petrecut seara trecută pe o arteră intens circulată din municipiu. Impactul s-a produs din cauza neatenției la volan, iar patru autoturisme au fost implicate. Accidentul s-a produs cu pagube materiale însemnate. Accidentul s-a produs pe calea Craiovei din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, în apropiere de fostul sediu a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare. În evenimentul rutier au fost implicate patru autoturisme, dintre care unul era parcat. În timp ce conducea mașina, o șoferiță nu a acordat prioritate la ieșirea în drumul principal, fiind izbită în plin de un alt autoturism. Din impact, cele două mașini au ricoșat pe banda de pe sensul opus. Pagubele materiale au fost însemnate. O femeie de 53 de ani din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, în timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere la ieșirea din parcarea unui hipermarket și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un tânăr de 30 de ani din localitatea Șinian, care la rândul său a fost proiectat în alte două autoturisme. În urma impactului nu au rezultat victime omenești, doar avarii auto. Conducătoarea auto de 53 de ani a fost sancționată contravențional pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 republicată și modificată și cu măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Traficul rutier a fost dirijat de polițiști aflați la fața locului până la finalizarea cercetărilor. Cauza de producere a evenimentului ar fi neacordarea de prioritate.